afla aici deoarece CNA-ul nu a sesizat anumite televiziuni care au transmis informații false cu privire la referendumul Cianuri din 9 decembrie 2012. Și acest referendum a fost invalid și noi dorim să transmitem pe această cale oamenilor rezultatele adevărate ale referendumului, unde au fost o prezență sub de scăzută la vot în jur de 43%. A ieșit doamna președinte a CNA-ului, care ne-a invitat în biroul dumneaei să discutăm, însă noi am solicitat să iasă în stradă și aici s-a avut de toată lumea ce are CNA-ul de spus în privința acestei situații. Ce v-a răspuns? Că dumneaei lucrează până la ora 5 și se plătește de statul român. Noi răspundem că statul român, de fapt, este susținut din banii și banii noștri. Am ajuns pe aici de la Direcția Generală de Jandarmi. Vă rugăm frumos să negociatorul de servicii de astăzi. Referendumul de la Roșia Muntană și despre Roșia Muntană în general. În data de 9 decembrie, mai multe televiziuni au transmis informații false despre referendumul cel anumit de la Roșia Muntană, lucru care a rămas nesancționat de către CNA, chiar și în momentul în care au existat nenumărate reclamații din partea cetățenilor. Cea dumneavoastră nu a luat măsurile legale care trebuia să le ia atunci când televiziunile au mințit. De aceea suntem aici în stradă. Referendumul este valid, nu este adevărat. Nu ați sancționat această funcție. Nu v-ați autosesizat pentru aceste ideale? V-am spus de numărate sesizări, nu ați reacționat la ele. A inspirat de nimic legal în care v-ați reacționat. De-aia suntem aici în stradă, la temperaturile astea. Vă ascult. Vă ascult în continuare. Avem de-a face cu încălcări legale foarte grave. Eu că te las pe tine să negociezi, da? Avem de-a face cu încălcări legale foarte grave din partea televiziunilor, cum ar fi Antena 3, V1 TV, Realitatea. Nu avem ce să mai transmitem cu instituțiile noastre. Am venit să arătăm populației care se adevăr despre referendum. Ok, la... deci cu mine nu aveți nimic de dialogat. Cu dumneavoastră personal avem de dialogat cu instituția, nu cu dumneavoastră personal. Nu spune că nu mai are ce discuta cu instituția. Okay? Bun, în primul rând vrem răspuns la sesizările care au existat până în acest moment către CNA, care sesizări în care solicitam sancționarea televiziunilor care au transmis informații false despre referendumul de la Roșia Muntană și, conform legii audiovizualului, să rectifice această situație și să redea spațiu de emisie pentru informațiile corecte, și anume că referendumul a fost invalid. Și vrem un răspuns pentru care instituția CNA nu se autosesizează de atâtea ani de zile la transmiterea de informații false și părtinitoare la un subiect atât de important, subiectul Roșia Muntană, subiect aflat în continuă dezbatere politică și economică. Veți avea joi 31 ianuarie. Minunat. Putem să oprim, însă pentru sănătatea oamenilor pe care îi expuneți, putem opri aici tot. Cu acordul lor, înțeles. Vrem să vedem fiecare ce ai spus și cum vi se... Îi ascult pe toți ca să oprim demersul în astfel de temperaturi. Ascult pe toată lumea. Îl iau, îl primesc. Îl primesc. Minunat. Și putem opri, da? Nici problemă, e car singur. Dar vreau să ne oprim. Stau pe jos, te rog frumos. Joi 31... Joi 31 ianuarie, ședință publică la ora 2. Vă aștept pe toți, da? Bun, și se discută despre ordinea de zi, toate sesizările dumneavoastră și nu vom proteja niciun radio difuzor care a încălcat
decizia cele două mea. Legi, exact, cele două legi pe care aveți promisiunea mea, da? Ne-am luat cadou. Hai, închide, să nu mai filmeze așa. Exact. Hai, închide. Închide.